următorul film de lungmetraj urmărește un cuplu în care există o diferență foarte mare de vârstă. E unul din partenerii din cuplu se apropie de 60 de ani și celălalt este în jur de 30 de ani. Și lucrez cu ei de 5-6 ani, adică urmăresc cum timpul influențează relația și ce este fascinant este cum funcționează memoria într-un cuplu și cum îți amintești foarte diferit. Doi parteneri într-un cuplu își pot aminti total diferit aceeași situație din trecut. Cu cât e mai sensibilă și mai problematică o situație din trecut, cu atât amintirile acelei situații vor fi mai diferite. Și timpul și memoria sunt două elemente foarte importante cu care lucrăm în următorul film, pentru că vom recrea, deci vom lucra cu acest cuplu care este cuplu și în viața reală. Acest cuplu din viața reală va juca un cuplu fictiv. Din nou ne vom juca cu această graniță fluidă între realitate și ficțiune. Vom reconstrui pe set casa lor, spațiul lor privat, nu literal, dar cu niște elemente cheie care sunt purtătoare de bagaj emoțional, anumite obiecte, anumite texturi, părți din casa lor care sunt purtătoare de poveste. Și în acest decor, ei vor trăi pentru 30 de zile în această casă fictivă care seamănă foarte mult cu casa lor personală și vom lucra în convenția asta că în fiecare zi sunt vizitați de o echipă de filmare și de o făcătoare de film amică cu care împreună vom parcurge un soi de proces din ăsta de rememorare. Reconstitui. Vom alege un număr de amintiri, vise care sunt foarte importante din viața cuplului și le vom reconstitui în acest set din perspectivele celor doi protagoniști. Adică protagoniștii vor deveni filmmakers, vor deveni făcători de film la rândul lor. Și cu ajutorul echipei de filmare ne vor folosi ca să reconstituie niște momente din viața lor, același moment din cele două perspective. Și vom construi această situație, va fi aparent un making of, un film de making of, în care acest cuplu își reconstituie momente dificile din trecut ca să poată să înțeleagă perspectiva celuilalt. E un cuplu în criză și trece prin acest proces cu noi. E ca un fel de proces din constelațiile familiale în care într-un grup de terapie îți reconstitui momente dificile din trecut cu actori care îl joacă pe mama ta, pe partenerul tău și tu privind din afară situațiile respective poți avea niște înțelegeri, poți să te împaci cu anumite lucruri sau să vezi o anumită perspectivă pe care nu o aveai. E un proces care în anumite situații poate să și ajute la un soi de, nu știu, vindecare, înțelegere, transformare a perspectivei asupra unor situații dificile din trecut. Deci noi vom crea acest context și vom lucra acest, pot să-i zic, laborator, dar sună prea științific, incubator emoțional, îi zic,